asta. Dar ea propune, acum, noi am făcut o practică din asta și sper să o reușim de fiecare dată să o punem în valoare, ideea asta, anume aceea de a încerca și noi să mai facem altceva. Și noi ne-am gândit să facem... Mi se pare că la chestia unde se găsesc că le impare problema e mai tare. Da, trebuie să mai multe numere cu sigur că de cu acelea impare. Sunt trei, nu mai sunt două ca să ne fie și nouă așa foarte mai limpede. Foarte tare. Doamne profesor, aveți temă pentru acasă. Hai să ne gândim amândoi, nu numai pe mine mă lași. Că s-ar putea să păi vă reușesc. Și până mâine facem o idee comună. Așa. Eu promit, domn profesor, mă întorc acasă, de mâine lucrez. Da. Da, deci de mâine te ocupi. Da. Mă întorc azi acasă, domn profesor, fac ce trebuie eu să fac. Deci ai altă problemă pregătită? Pentru că, domn profesor, mâine am olimpiada și am găsit niște... Mâine e olimpiada, fata pe județ. Da, fata pe județ? Da. Trebuie să facem un număr. Da, și am găsit niște probleme de la fața de județ din 2002, 2003, 2004 și 2005. Și ne ocupăm acum? Da. Hai. Chiar vreau, domn profesor. Problema aceea cu bomboane, te-ai mai gândit? Cutiile? Nu te-ai gândit. Nu te-ai gândit. Bine, nu-i problemă, dar rămâne să ne gândim. Eu am găsit 2, 3, 4, 5 probleme. Hai să vedem dacă... Prima problemă, domn profesor, este de la faza interjudețeană din 2005. Te rog. Deci, așa. Chiar ce spunem. Deci la faza interjudețeană, 2005. Din 2005, da. Așa. Faza județeană. Interjudețeană. Faza interjudețeană din 2005. Da. Te rog. Deci, un melc se află într-o fântână la o adâncime de 11 metri. Da. Așa. Acum doar vă citesc. Da. De la ora 6 dimineața până la ora 6 seara, el urcă 2 metri, iar de la ora 6 seara până la ora 6 dimineața, coboară 1 metru. Dacă începe să urce într-o zi de luni, la ora 6 dimineața, afla ziua și ora când mercul iese la suprafață. Foarte tare și asta. Deci mercul e în fântână. Deci, mers se află într-o fântână la o adâncime de 11 metri. 11 metri. Deci, mă gândeam să facem o fântână. Așa și facem și noi. Da. O fântână. O putem face pe verticală. O linie. Da. Nu? Și spunem pe verticală că ar avea 11 metri. 11. Și chiar putem împărți... Dar putem împărți acea linie în 11. Așa, 11 segmente. Corect. Ia, vedeți cam la tatăl ce aveți din ca să le folosim la o fuscă, domn profesor, știi? Da. Atunci stăm repede. Deci, Daria, să încercăm să mimăm... Așa, 11. Eu am terminat, domn profesor, vă aștept și acum fac și eu, mamă. O să șteargă și eu... Timp. Începe să vorbești. Deci, asta așa. Este melcul, asta e fântâna. Da. 1. Și această fântână are adâncimea de 11 metri. 6, 7, 8, 9. Mai. Uite cum a spus profesor că fântâna e adâncă, mama. Da. Atunci fac și eu pe verticală. De la ora 6 dimineața până la ora 6 seara, el urcă 2 metri. Deci, dimineața, în 12 ore, da. Urcă 2 metri. Da, deci în 12 ore, da. În 12 ore, 2 metri.
6 dimineața, ai zis? Da. La 6, la 6 seara. Atenție din nou. Urcă cât ai zis? 2 metri. 2 metri, da. De la ora 6 seara până la ora 6 dimineața coboară 1 metru. Adică tot în 12 ore. Mai tot în 12 ore. 12 ore. Coboară 1 metru. Adică după ce au muncit într-o zi, că de fapt da, o zi are 24 de ore, nu știm bine, da, să... el să alege într-o singură un zi metru. Un metru. Aaa. Deci, un metru. Deci, a, domn profesor, mama ne cere să... Deci, așa. Zi. Dacă începe să urce într-o zi de luni, la ora 6 dimineața. Deci pleacă dimineața. Aflați ziua și ora când Miercul iese la suprafață. Păi mă gândeam, ar putea, la ora, ora ar putea să fie ori 6 dimineața, ori 6 seara. Și noi câte zile am avea? 11 zile. 11 zile. M-am gândit că, dacă ați, am stabilit că într-o zi întreagă, eu dorm cu un metru. Corect. Trebuie să alege cu un deci metru. Deci el, 11 zile, doar urcă, dar ora, cred că ar fi, începând de la, stai. Deci când pleacă... Mă gândesc. Când de la ora 6 dimineața la 6 seara, apoi de la 6 seara la 6... Da, de la 6 dimineața cred că ar fi, că tot acolo duce. În la câte zi? În la 11, adică dacă nu, dacă începe într-o zi de luni. Sau când iese la suprafață, dar mai cine este odată? Când iese la suprafață, vă întreabă. Un merg se află într-o fântână la o adâncime de 11 metri. De la ora 6 dimineața până la ora 6 seara, el urcă 2 metri. Iar de la 6 seara până la 6 dimineața coboară 1 metru. Dacă începe să urce într-o zi de la ora 6 dimineața, stați, dacă începe să urce într-o zi de luni. Luni. La ora 6 luni dimineața. Deci luni dimineața. Deci luni, luni începe, da? Luni. De la 6 dimineața, 6 AM. Da. Începem de jos. Urcă 2 metri, e luni acolo. Aflați luni ziua, deci, și luni, ora. Deci luni a plecat. Luni la 6 dimineața. Da. Aflați luni. Și trebuie să aflăm ziua și ora. Ora când a ieșit la suprafață. Domn profesor, păi dacă el într-o zi, putem să numărăm când iese la suprafață? Da, deci trebuie să aflăm data și ora când el iese la suprafață. Aha, păi luni. Păi dacă trebuie să aflăm ziua, luni, marți, luni, hai să facem culori. Urcă 2 metri, coboară 1 metru. S-a făcut marți. Deci, unde e marți? Marți, dimineață. Dar unde e marți? Uite acolo. Da, dimineață. Da, știi. Nu, marți este profesor aici. Păi, dar știu unde e marți. Avem segmentele. Stai puțin. A urcat 2 metri până la ora 6 seara și a coborât 1. Înseamnă că marți dimineața la ora 6, uite unde e, la prima dungă. Păi da. Ia să vedem asta am mietul stabilit eu cu domn profesor. Da? Iartă-mă că n-am văzut pe figură eu. Luni, marți, miercuri. Miercuri o să fie marți, joi o să fie miercuri. De ce? Mă gândesc, joi o să fie miercuri pentru că coboară un metru asta. No, păi vezi că nu ești atentă. Deci urcă doi, au plecat luni. Urcă 2 metri, fie atent, 1 metru, 2 metri. O coborât 1 metru seara. Păi da. Înseamnă că marți dimineața e acolo, la prima dungă. Marți dimineața este aici. Ai înțeles? Acum iar urcă 2 metri. Coboară unul. Eu nu, iar coboară. Ce așa face un da. Oricum, noi trebuie să, ca să aflăm ziua, trebuie să numărăm. Joi, vineri, da. Sâmbătă. Sâmbătă, duminică, luni, marți, miercuri. Luni, marți, miercuri. Dar unde e 11, domn profesor, că nu înțeleg. Așa, deci... Haideți să facem cele 11 segmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, tocmai acolo trebuie să ajungem. Da, da. Oh, miercuri, joi. Joi, acum a dus. Deci, luni, marți, miercuri. Miercuri dimineața se află aici, nu? Da, joi acolo. Urcă 2 metri, coboară 1. Da, 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 miercuri, joi și vineri. Deci vineri el o să ajungă la suprafață. Când? El vineri va ajunge la suprafață. Mai este, fie un pic mai atent. Deci, dacă miercuri... Miercuri este, deci, luni aici miercuri, este aici, da, dar luni da este start. Da. Aici era start, da? Da. Și... Marți era la start. Marți era la start. Urcă da, coboară. Miercuri la start. Da, 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 da. Joi, vineri, sâmbătă, duminică, luni, marți, miercuri, e la start, da? Da, e la start.
Urcă două, coboară una, urcă două, coboară una. Dar vezi mai coboară și nebun dacă urmă la suprafață? Dacă nu ajuns la suprafață. Urcă două. Urcă două și nu mai coboară miercuri. Că dacă a ajuns, nu mai coboară. Asta întreabă, eu de ce te-am întrebat? Asta întreabă. Ce întreabă? Când ajunge la suprafață. Că mai și faza asta că el urcă două. Urcă 2 metri. Urcă 2 metri și degeaba mai coboară, că dacă deja le-a urcat, nu mai vrea să coboară. A ajuns. Așa e poanta. Deci autorul întinde capcana asta. Deci în câte zile? Sau cum? Deci. Când? Aflați ziua și ora când miercuri este la suprafață. Deci ziua este miercuri. La ce oră? Ora. Acum e important. Ora. Stați. Da. 6 dimineața, 6 seara, 6 dimineața, 6 seara, 6 dimineața, 6 seara. Păi el urcă 2 metri până la 6 seara. Urcă dimineața, 2 metri. Dimineața, Daria, urcă 2 metri până la 6 seara. Așa zice problema, urcă păi 2 metri până la 6 seara. Deci când a urcat aia 2 metri, ce ori? 6 seara. De ce te trebuia să te duci tu și de urcă 6 dimineața, 6 seara să te obosești? N-a dat rost. Urcă 2 metri până la 6 seara. Deci e miercuri la 6 seara. Deci ultimii 2 metri, da. Sunt urcat la 6 seara. Sunt în ziua de miercuri. La ora 6 seara el a ajuns la suprafață. Corect? Da. Și deci după câte zile? Deci după 11 zile. Băi nu mă urmă, mă, că le-ai scrise. După? După 10 zile. Stai. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deci în a 10-a zi, nu? Da, în a 10-a zi, în a 10-a zi, la ora 6 seara, urcă. Ies la suprafață. Vreți să mă uit să vă vedem dacă a fost. Uite, da, da? De ce nu? Exercițiu 13, miercuri, ora 6 seara. Miercuri, ora 6 seara. Super. Ce ți-a plăcut aici? Hai să vedem. Mi-a plăcut că până am știut totul, în afară nu mi-am dat seama la ultima, că miercuri, dacă deja urca 2 metri, el iese din fântână, nu mai trebuie să... Aici. De aici, iar ce învățăm de problema asta? Nu ne mai repezim. Că nu ne mai repezim. Trebuie să fim atentă. Slăbiciunea ta este asta, să te duci repede. 11 zile. De ce există slăbiciunea ale omului? Sunt acestea pentru... Le-a pus 11 metri fix ca să ne încurce. Nu e adevărat, mami. Și de ce? Păi nu trebuie să te iei după datele de acolo. Dacă noi am zis, băi, urcă, eu de-aia vream să faci. Urcă, coboară. Urcă, coboară. Urcă și te opream. Și dacă urcă și a ieșit la suprafață, ce oră e? 6 după amiază. E doar nu este obligă să mă coboară în mediu. Da. Dar dacă ar fi avut sunt până la 10 metri? Nu mă păcăli. Da, chiar ca așa. Dacă n-aveam 11 și avea 10, unde se oprea? Se oprea la 9. Ba nu, stați. Deci dacă era 10, da. El urcă 10 minus 2 la 8. Pentru că dacă era 8, pentru că aici a fost 11 și s-a da, oprit la 9. Dacă era luni și miercuri ar trebui să se oprească, dacă am calculat eu bine. Și dacă e luni, el deja urcă 2 metri. Adică de la 8 la 10, că de la 8 vorbesc. Deci de la a 8-a zi, da? Lui trebuie 2 zile să urce, da? Și de la 8-a zi până la 10-a zi. Nu înțeleg așa, eu nu mai bine segmente acolo, nu înțeleg. Păi da, mamă, gândește-te că segmentele sunt puse, da? Da. Și luniul acela, leul acela, da. Este 8. Miercurul acela, mâul, al doilea mâ de sus, este 10. Și dacă eu am pus luni, da? Atunci după 2 metri, el va urca sus și va ieși. Adică are 8. Nu, eu nu cred. Eu cred. Hai să facem. Deci pornește luni, ziceți în 10 zile. Da. Să aibă 10 metri, pardon. Da. Așa ziceți, da? Deci luni... 10 metri are fântâna. Așa. Tot aceeași mișcare o face, tot 2 metri și 1 metru coboară. Da? Luni pornește. Și trebuie să ne oprim unde, domn profesor? Să ședem un segment de sus, nu? Așa. Un segment noi. Așa. Aha. Deci acolo e marți, acolo e miercuri, ne oprim la marți, nu la luni. Marți urcă și nu mai coboară. Păi, dar marți... Urcă cei 2 metri și a ieșit. Urcă cei 2 metri și a ieșit. Nu luni, cum a zis ea. Sigur că da. Păi, de aceea trebuie să analizăm
Vezi, e marți. Marți urcă cei 2 metri și a ieșit mama. Și mi-am șters un segment. Păi de aia, pentru că tu nu vrei să analizezi. Deci, ați șters un segment. Da, sunt 10 metri, da? Metri. Nu mai sunt 11. Da? Lunii la start. Nu, a zis 10. Nu, nu, nu. Vorbesc că erau 9 segmente puse acolo. Adică, de la luni, acolo la... Ia o logică din vorbe. Da, urcă 2 metri, coboară la marți, 1 metru. Deci marți e iar la start. Da. Da, deci dacă era faza că sunt 9 zile, era de luni. De nou ești victimă a stilului tău. Acum vorbesc, ai dus, nu ai scăzut. Nu e vina mea. Ba da, trebuie să ne corijăm. Niciun om nu e perfect. Deci toți oamenii au slăbiciunile lor. Dar aici, la matematică... Nu vreau să zic ce slăbiciune aveți, mă face și multe. Dar la matematică trebuie să avem grijă ca să corectăm acele lucruri care ne conduc spre... Că ne duc în bălării. Dar eu numai așa aș face. Dacă am și figura aia, de ce să nu mă folosesc de ea? Să dau răspunsul clar și sigur. Da. Deci, câte vrei mai punct, vezi, vizual, Daria, vizual, ai avut șansa să percepi cu ochiul. Vezi, proful online face un salt formidabil în ceea ce înseamnă știința de a explica ceva. Da. Că acum copiilor, lor le-am oferit ocazia să urmărească raționamentul nostru, să vadă cum noi am trăit concret în fața problemei acestea. Deci, practic, de fiecare dată, el urcând 2 metri, s-a află în startul... Nu mi-am dat seama, adică m-am gândit, dar parcă nu mi-am dat seama, nu știu ce. Că dumneavoastră, de la luni, la miercuri aceea, noi aveam aici doar 9 zile. Și mai trebuia să dau guna, dar, adică, mie venea în cap că mai trebuia să dau guna, dar nu o spuneam, nu știu ce. Adică știam că trebuie, dar în capul meu spuneam că nu trebuie, nu știu ce. Deci am o chestie foarte bizară în capul meu. Da. Și atunci am pus așa, da. Te-ai grăbit, nu, hai să spui pe cealaltă, te-ai grăbit. Și faptul... Cum puteți să spuneți așa ceva? Doar m-am repezit puțin. Foarte tare te repezit. Așa de foarte mare, foarte tare. Deci, în felul, în momentul în care am luat un metru, atunci a dispărut și asta. A dispărut și asta, că el cu 2 metri se duce. Da. Da? 2 metri. Aș vrea să fac o problemă care se sune așa, tot în genul ăsta. Nu pot eu să fac să comprim. Uite, dar acum mi-a venit mie minte, îmi dă voie. Mielcu urcă 3 metri și coboară 1. Așa e mult mai simplu. Yeah. Urcă 3 metri. Adică în 3 zile el urcă 2, nu? Deci în 3 zile urcă 2. Deci, stai. El urcă 3 metri. Până la 6 seara. Da? 3 metri. Așa, haideți să vă arăt, dacă să încercăm. Deci, tot 11 metri referendum. Tot 11 metri, să zicem. Lăsăm 11 pentru ce? Putem vedea noi dacă corectăm. Nu cred că ar fi 11. Stai, de ce nu? Nu știu ce, am impresia mea că nu cred că aș fi 11, dar haideți să vedem. O, Doamne, ce plăcut. Da. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hai să vedem. 8, da, mai face și mai multe. Să zicem, le facem mai micuți ca să... Da. Deci, decât să mai fac, să șterg, așa, mai îngreb o șterg și facem mai trei partiții, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da, și eu am 3 metri, așa, îi notez cu 3 culori. Deci urcă 3 și coboară, urcă 3 și coboară pe aceștia, 3 spații. Urcă pe aceștia 3. Ajunge aici și până coboară 1. Da. Și el, asta, după o muncă de o zi, da? Se alege cu cine? Cu 2 metri. Cu 2 metri făcuți. Deci, asta ar însemna. Așa că luni, dacă luni, el continuă... Luni dimineața începe asta. Da. Și ora 6. Cu 2 metri. Metri. Apoi... Marți, iarăși s-a aici, aici e marți. Acolo e marți.
aici. Marți. Marți. Să află acolo. Urcă 3, îi urcă pe acești. Lasă, că ea să alege cu 2. Da, deci până aici. Da, iar cu 2. Miercuri dimineață. Până aici, doamnă profesor. De ce cu 2, mă? Păi da, dar marți deja a făcut unul. Nu, 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 atenție. A, nu, a coborât. Da. Deci s-o ales cu ăștia 2. A, înseamnă că... Marți, da. S-o ales cu ăștia 2, miercuri, iar... Curi. Ia da, să alege cu... din nou să alege cu 2 până aici. Da. Până aici. Da, 2. Joi. Stați. Joi. Joi, miercuri. Miercuri 1 și 2. Deci 2 iar. Da. Joi. 1, 2. Da. Vineri. Vineri 1, 2, da. Și sâmbătă înseamnă. Sâmbătă. Eu la ce, la ce oră din zi am... Sâmbătă, iese mai devreme de ora 6. Da. Iar numai un metru e urcat. Da, numai un metru. Dacă îi dăm 3, dacă îi dăm 11 și cu 2... Dacă luăm așa, are și cam... 13. În... Dacă îi dăm 13 metri, hai că deșteaptă. Pe la 4 aici. Doamne, da. Profesor, am putea să împărțim pe 6 la 3 pentru a vedea cât, cât a rămas. Adică cât, câte ore a urcat, pentru că dumneavoastră ne-a dat 3 metri și da. Fiind 12. 12 ore de urcat vorbesc, de la 6, așa, și 12 împărțit la 3, la 4, deci practic în loc să urce 12 ore, urcă doar 4 ore, în acel metru, vorbesc. Că ați spus că e doar un metru. Ce, păi nu doar un metru, ci tocmai 2 metri pe zi. Da. A, vrei să spui ultimul metru? Ultimul metru ar fi parcurs în 4 ore. În 4 ore, dacă da. Facem o repartiție riguroasă, nu ca timp așa, da. 12 ore, după 4 ore iese. Dar dacă dau 13, dacă dau 13, înseamnă de că asta, are... De asta v-am spus eu, domn profesor, da. Că nu mi se pare nimic din 11, că mi-a rămas un metru, vedeți? Da, dau 13 ca să ajungă chiar sâmbătă seara. A, dar că dați 13 fix sâmbătă seara, pentru că el deja urcă cei 3 trimet? Și iese. Iese, asta e ideea. Da. Da, bun. Deci vezi să putem forma și alte probleme. Da. Hai să ne oprim aici, că e timpul, o minut. La revedere! La revedere! Faci sinteza? Sinteza, ce să spunem? Probleme! Probleme. Da, da. Probleme. La revedere! La revedere!